Cristina Ștefan Mulțumesc, un român care a comis jafuri în valoare de un milion de euro în Franța, a fost reținut de polițiștii din Bacău. Acesta avea emis pe numele său un mandat european de arestare și este acuzat că a furat peste 500 de catalizatoare. Andreea Borboros, colega mea, este în direct alături de noi cu toate informațiile. Bună dimineața, Andreea! Bun găsit, Lorena, bun găsit, doamnelor și domnilor. Polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale din Bacău l-au găsit pe suspect chiar la domiciliul acestuia. Au făcut și percheziții, iar în urma lor au descoperit mai multe obiecte cu care bărbatul folosea și activa în furturile sale. Pe numele acestuia a fost emis și un mandat european de arestare. Asta după ce poliția din Franța a arătat faptul că într-o singură noapte acesta a reușit să fure numai puțin de 50 de catalizatoare dintr-o firmă specializată. În realitate, însă, furturile lor sunt multe, mai multe și mai exact vorbim de peste 100 de infracțiuni care, în care acesta a furat 500 de catalizatoare, iar prejudiciul se ridică la peste un milion de euro. După ce a fost capturat, bărbatul a fost reținut, urmând ca astăzi să fie dus în fața magistraților pentru confirmarea mandatului european de arestare.